Roberto a lăsat și în această seară un mesaj lung pe Antena Play în care mulțumea susținătorilor, îi ruga de asemenea să-l păstreze în competiție. A vorbit și despre Denisa și după a spus și ceva foarte interesant, cum că el a făcut un sacrificiu pentru Sabrina și Dima, stând îngătușat, cu toate că el nu are un cuplu și nu se bucura de premiul la fel ca și ei, așadar a făcut-o pentru ei. În schimb, Sabrina a mers cu Andreea la cameră pentru a ruga susținătorilor să-l păstreze pe Ionuț în casă și nu pe Roberto, spunea că l-a deranjat acest lucru, că el este în casă acolo ca să facă oamenii fericiți mai puțin pe el. Se consideră folosit de către cei doi. Spunea că nu are nimic personal cu ei, nici cu susținătorii lor, dar nu i-a picat tocmai bine acest aspect.